Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou review auto. O să folosesc telefonul ăsta vechi al gagică-mii pe post de microfon, că bate acolo o sărăcie de vânt și mai devreme au făcut și un accident. Nu știu dacă se vede, dă zoom unde poliția acolo. Da, deci eu am făcut și un accident acolo, frumos pe aici în București. Astăzi avem una bucată Golf 5 al unui bun prieten al acestui canal. Și-a luat și crom. Nistor, cum îl știți de la canalul ascuns, o mașină. Hai, filmează și tu un pic aici. Numerele astea nu o să-i rămână. Avem una bucată Golf 5, motor 1.6, 102 cai din 2005. Benzină, de-aia bună. Scoate fum? Nu scoate, deci nu omorâm pinguin cu ea. Hai să prezentăm primul lucru. Nefiind chiar o mașină tocmai de buget, se știe că Golful e fiță pentru România. Avem plăcuțe și pe față și pe spate, n-are tamburi ca la sărăcia mea de Ford. De asemenea, nu știu dacă știți, eu am testul meu de portbagaj, mă bag în el, dar nu știu dacă am loc în portbagajul ăsta. E încăpător portbagajul sau nu? Ce dracu e ăsta, mă, far? Da. Ia vezi, poți să închizi ușa? Hai, testăm portbagajul. Perfect. E încăpător, acum deschide. Bun, testul portbagajului l-a trecut. Văd că nu mai ai antenă de radio. Ai dat totul jos sau n-avea deloc? N-avea deloc, n-avea... Radio pe interior. Radio pe interior, am înțeles. Farurile ce le ai tu? Pe halogen sau pe xenon sau pe LED? Cred că sunt halogene, dar îmi place că fix aici pe farul, cred că asta e faza lungă, nu știu dacă se vede pe filmare, are acolo emblema de Volkswagen. Ceea ce arată mișto. Numărul văd că este prins cu negresă aici, așa, dar să fim siguri că nu pică. N-ai observat, nu? Am o întrebare, ai pisici în cartier? Că s-au suit pisicile aici. Iar acum să vedem cum stăm cu spațiul în această mașină și apoi vom trece la dotările din dotare. Hai să vedem. Nistor oricum este mai scund. Mamă, cum dau cu genunchii aici. Mă, pe înălțime e ca lumea. Trebuie să ai vreo 2 metri să dai cu capul. În scaune stau destul de ok, scam rigide. Bă, da, tu stai oricum cam în față. Așa pitic ești. Bă, ca șofer ai destul loc. Ia să văd dacă închid asta. Tu filmează-mă de pe geam. Mă, ai loc destul? Ia. Yeah. Pentru unul mai slăbut sau care nu are 200 kg, e destul de încăpător Golful. Mă așteptam să fie un pic mai larg, mai larg, mai încăpător. Este, dacă te duci în spate. Dacă mă duc în spate, da, că ai scaunul mai tras în față. Ce voiam să zic? Mă gândesc cât de micuț ar fi fost un polo, comparativ. Ok. Ai avut un animal ceva pe banchet? Da, un câine. Au câinele, ok. Hai să încerc să nu iau prea mult păr pentru să-l duc acasă. Bă, mâncați-și gura cât spațiu ai aici. Păi e ca lumea, mă, e încăpător. Nu știu, nu e cam cât un Logan de mare, dar e încăpător. Ia să închid un pic. Bine, oricum nu mă mai vezi că văd că ai pus plasa asta așa. Păi în cap 3 persoane, lejer aici în spate. Mai ca mine așa. Sau 4 fete pitice, dar peste 18 ani. Iar acum suntem la bordul mașinii. Întâi hai să prezentăm ce nu este al mașinii. În primul rând, navigația cu cameră de marșalier. Ia, cum se dă? Bagă marșalierul. Parcă se apasă și se dă 1 și se bagă marșalierul. Este? Da. Da, ok. Hai. E pe neutru acum? Bun. Așa, deci navigația nu este, este montată. Zi-mi de pătrățelul ăla, că ai zis că ăsta ar fi cu radioul. Da, ăla e radioul și GPS-ul. Uite. Face legătura între navigație și GPS. Oglinda ai zis că nu e a ei, deci apeși pe undeva un buton. Acolo, acolo e un buton. Deci apeși aici. Un buton. Ăla. Nu știu dacă se vede. Ia, acum se vede? Da, uite, se vede. Deci oglinda asta e exact cum am filmat și la... Lexus se va face un mai verzulie pe timp de noapte și nu te orbește când îți dă careva flash-uri. Ceva luxos, spațiu de ăsta, suport pentru ochelari, cum dracu i s-o spune. Maneta de schimbător nu este aici, ci că este de la un Golf mai nou, care, pe unde zici că are pilotul automat? Are din stânga, din capăt de tot al manetei. Fix în stânga de tot. Astea sunt de pilot automat? Da. Am înțeles. Și ce mai avem aici? Avem de asemenea oglinzi electrice. Dăm frumos de butonul ăsta și pac. Opa! Și când îi dăm aici de buton, dar nu se vede că bate soarele ăsta. Opa! Și s-a deschis oglinda. Și încălzite, frumos. De asemenea, avem lumini și aici în spate pentru pasageri. Ajung așa. Avem și lumini, airbag-uri și pe lateral. Dar văd că și în spate pentru pasageri. Hai să prezentăm mai bine navigația. Deci, după cum vedeți, dacă îmi scot acum centura, zice că nu am pusă. Oricum, mai este și martorul de centură aici, este valabil, apare și la pasagerul din dreapta, deci detectează dacă pasagerul n-are centură. Ai încercat moarte din aia la 6 lei?
E doar capăt de la pui așa să vezi dacă funcționează. Dai seama că funcționează. Arată-mi ce mai e pe aici, deci stai să țin piciorul pe frână. Așa. Martor să nu pleci cu frâna lăsată. Lichid de parabriz, dacă e, dacă are, dacă e ok, îți arată rotațiile pe minut încât stă motorul, viteza se actualizează în timp real. Ia, engine speed, ia să vedem. Așa. Vezi? Crezi rotația. Da. Interesant, așa. Îți arată temperatura de afară. Uite, îți arată cât combustibil, cât mai, combustibil ai, mai ai. Dar bine că nu focusează chestia asta. Ok. Voltajul bateriei. Ia prezintem și frumusețea de la Torpedo. Deci ca să înțelegeți tehnologia asta nemțească, USB, dacă vrei să-ți încarci telefonul, practic trebuie să bagi telefonul la încărcat, mă rog, bagi USB-ul așa și chiar dacă folosești telefon pentru navigație, trebuie să închizi Torpedo-ul. Da. Ai pățit vreodată site-ul? A, și are și deschidere soft. Închiderea cum e? Tot soft? Tot, da. Ia, și cum se închide soft? Împingi un pic, se închide? Da. Am înțeles. Ai pățit vreodată să ai ăsta închis cu cheia și tu să ai mașina pornită, îți vrei să scoți ceva? Nu. Da, nu știu, da. Dacă a pățit careva ceva de genul, că am văzut că e și la Golf 4 și alte modele de mașini, să-mi zic în comentarii. Aer condiționat presupun că bagă. Are, aici. Se aude, hai că se aude cum bagă aerul rece, hai oprește-l că nu-i nevoie, consumăm freonul. Și ce ar mai fi? Oglinzi electrice, pardon, geamuri electrice. Ce-am făcut, mă? L-am deschis. Hai mă, închide-te. Și cum spuneam, geamuri electrice și pe față și pe spate. Deci așa se, aha, așa se deschide. Dar se deschide tot, nu se deschide un pic? Bosi de, dacă ți-a apăsat se deschide tot. Ia. Yeah. Dacă apăs un pic? Apăsă, așa. Aha, deci trebuie să pun eu pauză la un moment dat. Hai, închide-te. Bun. Ce ar mai fi de prezentat? Mai e ceva pe aici? Cup holder, dacă tu cu ceva. A, suport, avem de asemenea și suport de pahare. Scrumiera n-ai că parcă nu fumezi. N-am, dar oricum e pe aici pe undeva scrumiera. A, uite, mai e și aici ceva. Și pentru pasageri. A, asta este ai super pe, bine. Pe ușă. Ai pe, pentru pasageri. Ce, suport pahar? Scrumiera pe ușă. Am înțeles. Ăsta nu este tot așa al mașinii, îl folosești ca să-ți încarci telefon din motivul prezentat mai devreme. Da. Asta ce dracu e, găurica asta? Cred că pentru brichet, nu cred că pentru brichet. SPU ce era? Antiderapare? Da, antiderapare. Ok. Și spațiul în uși la fel, buzunare mari, găsim de asemenea și o șurubelniță. Asta o ții în caz de orice eventualitate sau cum? Da, în cazul în care mă atacă cineva, îți bag șurubelnița în ochi. Păi cam așa este treaba, dacă ai în mașină un lanț, un briceag, un bici, indiferent de orientarea sexuală sau de fetișuri, e clar, e șofer român. Da. Bun, airbag-urile parcă le-am prezentat, pozițiile cum să bată aerul așa, deci să-l mai închizi. Mașina, uite, spre exemplu, mașina nu are Bluetooth, dar cu navigația asta cu are Bluetooth. Dacă speli mașina așa arată, presupun, dar s-a pus praful pe ea și de-aia s-au acoperit niște forme. Bun, mă, cred că acum ar fi... Se schimbă, să știi, tema asta se schimbă, au niște aplicații. Da, bine, costă bani majoritatea. Da. Mm-hmm. De ce faci figuri? A, bine, n-are net. Dar nu mai bine luai o navigație mai simplă care avea doar mirror, screen-ul și gata? Putea și asta, dar am vrut eu ceva mai special. Să dublezi dar valoarea mașinii, am înțeles. Nu are net. Dacă îi dai net, poți să schimbi toată tema asta de pe față, se schimbă. Și pentru cei care sunt membri la canal, vedeți că urmează un videoclip în care mă chinui să pun eu o navigație pe Ford. O să vă distrați acolo cum am băgat cuțitele în mașină, mai mult nu vă zic. Nu scoate niciun pic de fum. Perfect. Dar vezi că e un plastic aici al mașinii sau era deja? Ia vezi, bă, ce e asta? Era sub mașină. Nu e al meu. Nu e al tău? Îl lăsăm de unde l-am luat atunci. Ce ai pe ăsta? Cauciucurile de vară? De iarnă. De iarnă? Văd că avem un 205, 16 inci, anvelopele. Hai să ne-și cum e tabla. Mâncați-și gura. Tabla e groasă. Bă, e groasă tabla. Și materialele sunt bune aici, un pic de textil, un plastic mai moale, nu chiar așa dur. Bine, e dur, dar e și un pic plăcut la atingere. Închiderea centralizată. Închidere centralizată. Ia prezintă niște telecomanda. Ce telecomanda? Aia de la cheia, bani. Oprește mașina. Ia zi-mi. E exact cheie tip briceag? Da. Cheie tip briceag, deci încuietoare, deschide portbagaj, descuie mașina. Ah! Hai la test drive. Urmează și test drive-ul ca să vedeți cam cum stai în mașină, să înțeleg că tu ai pasageri mai voluminoși, că e foarte lăsat scaunul. Nu, am oameni care preferă să stea pe spate. Este timpul pentru test drive cu această... Da, poți să ieși, dar nu știu. Ia-o, încearcă să ieși pe partea aia, că în spate acolo e pista aia de biciclete și e ca dracu să ieși. Du-te pe partea aia, nu știu cum se cheamă strada, Plevnei parcă.
știi. Bă, da, cred că ăsta vrea să o ia înainte. Da, e cam ciudată parcarea asta de la Carrefour, dar asta e locul meu de filmat. Am mai scris careva în comentarii că, de fapt nu comentarii, mi-a mai zis o abonată pe Insta, că are un coleg de facultate neamț care se uită la clipurile mele și că ei bănuiesc că eu stau prin zona asta pe la Orhideea. Nu, ăsta e locul meu în care filmez. Dar e duminica din weekendul de după Black Friday și na, s-a îngrămădit lumea. Uite, avem limitatoarele astea de viteză afurisite aici în parcare și le-ai luat foarte bine. Și n-ai băgat una în tăia, nu? Ai ținut-o în a doua. Așa fac și eu, ia uite. Opa, de-abia simți. Nu tremură mașina, o ții din ambreiaj. Ambreiajul am văzut că se ține bine. Este un ambreiaj ca la majoritatea mașinilor. Cam așa arată șoferul în ea. Trebuia să tragi mâneca mai mult, se vadă ceasul. Păi ce înseamnă asta? Bă, uite o bijuterie de mașină acolo. Vezi Mercedes-ul ăla vechi? Bă, frumusețe de mașină. Nu e și vreun Fiesta pe aici? O să dăm un pic așa o tură prin oraș. Îți arată consumul pe ea ceva? Nu. Nu-ți arată pe navigație. Poți să te uiți tu, am... Cât aveam? 49 de litri. 49 de litri, da. 54 și am făcut 100 de kilometri. Am înțeles, faceți voi calculul. Deci au fost 100 de kilometri la cât? La 6 litri sau ceva? Parcă. Da. Și, dar tu ai mers în mare parte prin oraș? Doar sau? În oraș. Păi atunci e ca lumea. E vorba... Mamă, ce mișto arată Toyota aia. Na, treaba la mașină e și greutatea mașinii în sine. E așa, un echilibru. Uite, de exemplu, Loganul de 1.6 consumă cam cu 0.5 mai puțin decât Loganul de cu 1.4. Că practic e calculul ăla, factorul, greutatea mașinii și motorul, un echilibru, în fine. Eu pe Fiesta-ul meu, dacă merg la consum la drum lung, scot un 5, dar... Uite ce arată. Bă, rasistule. Uite-mă! Relu! Relu! Uită-l pe Relu! Acum am dat seama de un lucru. Aveam un suport de telefon, îl puneam aici pe geam și filmam mai mult. Avem și poliție aici în față. Ce mă bucur. Nu-i așa? Mă, am centura, dar am pățit eu într-o seară să-mi bat picioarele. Eram pe undeva prin Muvilița și a ieșit polițistul până în mijlocul străzii să vadă dacă eu am centura. Eu mergeam pe banda mea, polițistul tot se întindea așa, nu mi-a făcut semn, trage pe dreapta. Dar belea ochii că tot așa aveam geaca asta neagră și nu se vedea centura, fiind și noapte vreo 12. Na, era să dau peste polițist ca să uit în fața mea. Dar eu am mers încet, mă uitam în locul, în ochii lui. Mamă, dar ce asta o știu? Dar ce eu mai văd când văd la muncă aia cu stegulețe? Da. Deci e din zona... Da, îl văd. Vine din stânga și se duce înainte. Mă rog, nu explic mai mult cum vine serviciul. Zile adresa direct. Hai să ascultăm cum se aude mașina. Uite, acum e la relantiu. Aerul e la 1, nu-i așa? Da. Ia oprește să vedem dacă se aude motorul. Abia se aude un pic motorul. Hai că bine, hai de drum. Mai mult se aude un pic navigația, nu știu de ce. Nu se aude navigația, se oprește. Uite, aerul, s-a oprit. Da. Și motorul nu se aude. Se aude un pic așa, cum circulă ceva. Da, dar nu, vibrație n-ai. Nu, vibrație n-ai. Stai, hai să facem testul monedei. Mai încolo, când ies să o parcăm, punem moneda, să vedem dacă pică, bine? Hai că încercăm testul monedei. La requestul acestui bărbat puternic mi-a spus să fac testul monedei când pornesc motorul. Sunt pregătit să failez. Ia să vedem. Pornim motorul. Și am trecut testul monedei. O vom face din nou ca să-i arăt că testul monedei la mine nu se întâmplă nimic. Motorul este oprit, da? Acum o băgăm contactul. Moneda încă este acolo. Așteptăm să-l ții uitul. Și în timp ce se văd citurațiile pe cameră, am scăpat. Plusuri și minusuri legate de mașină. Plusuri e mult mai decent. Pro-uri. Comparativ cu vechiul tău Opel Astra C? Da. E mult mai ok decât Opelul, asta e clar. Ca și pro-uri, din multe puncte de vedere, faptul că ai, nu știu, oglinzi retractabile, ai încălzire în oglinzi. Bine, e și mai nou la an, Opelul ăla parcă era 2001. Asta e 2005, adică vorbim de 4 ani. În 4 ani de zile termin liceul. Da. În 4 ani de zile schimb primul buletin la al doilea. E mult mai calitativă decât Opelul din toate punctele de vedere. Singurul contra pe care l-am momentan la ea e și veche mașina. E grea de întreținut partea electrică, încât chiar dacă îți dă un mic scurt undeva, pică ceva. Azi pică, nu știu. Plus că, mai ales, neavând toate originale, păi automat că astea aftermarket nu te țin la fel de mult. Da.
uite, față de ale originale. Uite, azi îmi dă un scurt random în mașină că nu i-a plăcut voltajul de la ceva, nu-ți mai merge, uite, ștergătorul. Da. Mâine pornesc chiar mașina, numai de scurtul merge ștergătorul, dar poate nu mai place de la de pe spate. Am înțeles. Și mai face o figură de asta. Eu așa figuri la Ford-ul meu am la ceasuri. Deci uneori îmi scade benzina, eram undeva pe Iuliu Maniu, veneam de la Târgoviște și într-o dată ceva ce-a pus să scadă așa benzina, de la 200, cât mă mai arăta, 200 mă mai ține, 200 km mai mergeau cu benzina din rezervor, încep să scadă și mi-a scăzut pe la 38. Eu și luasem o groapă înainte, în timp m-a gândit, băi, fi spar rezervorul, nu spar baia de ulei și spar rezervorul când dau într-o groapă, dar nu e așa, am eu probleme cu plutitorul ăla, că după aia urca la loc benzina. Eram și cu prietena în mașină, făcea, hai dracu, s-o oprim undeva că face pana prostului, nu facem pana prostului, oi fi eu bău, dar pana prostului nu facem în mașina mea. Păi eu știu mereu că nu las să scadă rezervorul mai mult de jumate. Scade rezervorul la jumate, văd un petron, ceva, pac, plinul. Mai merg ce mai merg, scade pe la o treime, jumate, pac, îi mai fac o dată plinul. Plutitor la nenorocit. Da, mai ales la mașinile astea vechi. Un alt defect pe care îl mai am eu la mașina mea, legat de partea electrică, ar mai fi tot așa la ceasuri, am pățit, nu știu de ce, nu mai urca turometrul, rămânea pe zero turometrul și mi se prindea martorul de motor. Pleca turometrul, chiar dacă mergeam cu mașina, înțelegi? Mergeam cu mașina, atunci am și învățat să schimb vitezele din sunet, nu din să mă uit la turometru. Țineam așa, se auzea un pic mai tare, dreapta superioară, trembura mașina, dreapta inferioară, așa, uite, vezi? Păra înveți șoferii adevărată, nu pe astea electrice se conduc singure. Pe mine instructorul nici măcar nu m-a lăsat, când a văzut că mă uit la turometru. Te-a certat? Nu, mi-a pus o hârtie în față. Pe mine mi-a zis să mă uit la turometru, eram pe un Chevrolet Spark. Matiz 2, cum mi se mai spune. Eram pe Chevrolet Spark și mi-a explicat așa, fii atent, ține mașina pe la 2200, ajungi pe la 2600, o schimbi. Dar tot nu mă învățasem bine cu schimbatul vitezelor, avea și instructorul pedale pe partea lui, mai ținea ambreiajul că ba schimbam prea brusc, ba prea încet. Na, cum e când ești începător. Tot de cât timp ai permisul? Parcă de vreo 2 ani? Cam așa. Că știu că aveai hidden o postare pe story, că erai tu în spate, undeva pe câmp și făceai, uite frate, cum conduc? Asta ai depus în clip? Nu știu când dracu, dar 2021. Ai luat atunci permisul sau ai început școala? Nu, atunci am luat permisul, am luat în 8 decembrie. 8 decembrie 2021, da. E, ghiși ce? 8 decembrie anul ăsta mi-a expirat asigurarea la Euroins, trebuie să fac asigurarea. Bă, dar chiar tu, cât, asta o să fie pe numele tău? Da, dar în vară. Bă, succes atunci că o să te ardă la asigurare. Am cumpărat deja asigurarea aia. Și cât ai dat pe un an? 24 de milioane pe un an? Da. La ce firmă? Nu mai știu. La cea mai ieftină, așa ai? Cred că era, dar nu mai știu exact care e. Trebuie să mă uit, aveam pe telefon. Mă, acum unii o să-mi zică, coaie, tu nu-ți permiți mașină, de ce? Bă, nu dau bani degeaba, doar așa când și... Mă rog, sunt zgârcit, ok? Eu am mașina pe numele taică-miu și o să mă coste asigurarea, dacă nu se modifică prețul, 570 de lei pe un an. Că taică-miu n-a făcut accident niciodată, are permis de la 18 ani și la un moment dat avea vreo 3 mașini pe numele lui. Fi bine. Adică era perioada aia când toată lumea avea doar Dacia și All City, el avea o Dacia, cred că 1400 break, un Papuc, Mozvici, iși, cum căca se chema, că avea prăvălii cu una căra pui, cu una căra ouă. Căra de toate. Căra de toate. Era perioada aia când toată lumea avea prăvălii în anii 90, ce vrei, alte vremuri. Și el, patriot, n-a renunțat la Dacia după ce a renunțat la break-ul ăla. Și-a luat Logan, bă, patriot adevărat. Toată lumea pe vremea avea Dacia, că n-aveți simțit. Ba, era pe atunci, da. Mai aveau unii, ăia șmecheri, știi ce mai aveau? Cielo, ăia șmecheri. Bă, șmecherul avea Cielo sau Matiz cu aer condiționat. Dacă știți reclama aia la Matiz. Realizez că iar suntem în situația în care tu și cu Hidden apărăți mai des pe canal la mine cât pe canal la voi.